Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a dat în judecată Termoelectrica. Asta după ce întreprinderea a fost acuzată de consumatori că a majorat nejustificat facturile pentru energia termică din luna ianuarie. ANRE a stabilit că în facturile pentru luna ianuarie, perioada de calcul pentru consumul de energie termică a variat între 32 și 36 de zile, în timp ce regulamentele stabilesc cel mult o lună. În urma acestor neclarități a intervenit președintele țării Igor Dodon, care a avut o întrevedere cu responsabilii de la Termoelectrica și cu cei de la Moldova Gaz și Primăria Capitalei. Șeful statului a cerut explicații și ca tarifele să fie recalculate, lucru care deja se întâmplă. Am luat date preventive acum, ca să și-am estimat la temperatura aerului exterior 5 grade o să fie și noi nu intuim, dar la sigur o să fie la 25 la 30% factura în februarie ieftin. Mai ieftin decât ce? Decât ianuarie? Și decât ianuarie și decât anul trecut. Adică dumneavoastră, pentru că e ca noi să te amintiți toți, dumneavoastră spuneți că factura februarie să fie minus 25, minus 30%. Mai mic. Noi mesajul ăsta îl dăm la cetățean. Da, asta e angajamentul dumneavoastră. 100%. Din înțeleg din Moldova Gaz, de 100%. O să fie cu 20, 25, 30% mai ieftin, mai ieftin ca factura în luna februarie. Da. Dacă nu, atunci ce s-o fie întrebări, atunci noi să cerem comisie. După implicarea autorităților, locuitorii capitalei au primit facturile pentru luna februarie mai mici cu până la 50% în comparație cu cele din luna ianuarie.